Penitenciarul de maximă siguranță Arad a găzduit astăzi un târg de joburi pentru deținuți. Proiectul în cadrul căruia se derulează acțiunea de astăzi se numește Egalitate de șanse la o viață împlinită. Ne-am propus prin acest proiect să facilităm accesul pe piața muncii pentru 380 de persoane de etnie romă, din care 300 din penitenciarele Arad și Timișoara. Evenimentul de astăzi este o bursă a locurilor de muncă care se realizează după ce deținuții au urmat un program integrat de informare, consiliere și formare profesională pentru a-și întări competențele de a obține un loc de muncă. Proiectul se află aproape de final, mai există câteva luni de funcționare și deocamdată indicatorii pe care și-a propus au fost atinși. Am făcut un curs de calificare templar universal, operator baze date calculatoare și curs de legumicultor. Nu aveam nicio calificare, nu lucram nicăieri, deci fără ocupație. Nu ar fi greu în condițiile în care ai mai multe calificări, deci poți să alegi între și între. Acest târg al locurilor de muncă poate fi privit ca o oportunitate atât pentru deținuți cât și pentru angajatori. Eu recunosc că sunt pentru prima dată la o asemenea întâlnire și anunțul meu fiind și la forțele de muncă, mie acum îmi trebuie această forță de muncă, 3 bărbați. Din păcate, cei cu care am stat de vorbă aveau un termen de eliberare destul de mare. Eu am spus, dacă vă interesează momentul în care vă eliberați, veniți și vedeți dacă mai sunt de actualitate. Sunt angajați care funcționează, lucrează aproape de la înființarea firmei, sunt alții care vin și, deci, fluctuația de personal este destul de mare. Posibil să fie locuri de muncă și în anii următori.